La Urzica am început să plantăm prima dată în anul 2006 pădure pe suprafețele nisipoase. Mai înainte, cu vreo 6 luni, aproape un an, am demarat înființarea unei asociații a proprietarilor privați pentru împădurirea terenurilor astea neproductive, care stăteau de zeci de ani neplantate. Nici pe timpul CAP-ului aici nu se producea nimic. O mică parte din suprafața de aici era folosită, în urma unor studii, a fost folosită pentru vița de vie. Venind Revoluția, împărțindu-se suprafețele de teren, viile au fost abandonate în urma îmbătrânirii populației. Un cuvânt greu de atârnat a avut și faptul că e departe de sat, așa că ne-am gândit să plantăm cu pădure această suprafață, pentru că aici, înainte de a se amenaja din punct de vedere al îmbunătățirilor funciare, suprafețele de teren, a fost o pădure care a fost defrișată pentru a face loc sistemului Colosului, sistemului de irigații Sadova-Corabia. Am avut greutățile inerente începutului, oamenii erau sceptici, am reușit să-i convingem să se asocieze, percepeau asocierea ca fostul CAP-ul. În sfârșit am mișcat lucrurile din loc și în toamna anului 2006 am plantat pentru prima dată pădure. Pădurea s-a prins, cum zicem noi în zonă, este undeva în suprafață, terenurile fiind foarte, foarte nisipoase, slab productive, undeva în jur de 70-80% din suprafață este acoperit cu pădure, urmând ca în viitor apropiat, tot la fel pe baza unor proiecte depuse în cadrul PNRR-ului sau alte surse de finanțare, să putem să plantăm și suprafețele. Practic sunt niște enclave care au rămas neplantate. Acum pădurea este pe picior, oamenii și-au făcut toaletări, curățiri, au beneficiat de o masă, de un volum foarte mic de masă lemnoasă, dar în perspectivă, aproape că se apropie de vârsta optimă pentru exploatare, pădurea are în prezent vreo 18 ani, probabil peste câțiva ani se va putea anumite zone tăia la ras. Zona de la noi de aici este foarte săracă în păduri, dacă vă uitați pe hartă, pădurile sunt foarte rare, mai ales aici la Urzica, lemnul era cumpărat din zonele de munte, din Argeș, din Vâlcea, din Gorj, chiar și de la Sibiu și Brașov. Acum, încet, încet, oamenii își vor folosi lemnul lor din suprafețele pe care le dețin. Sunt probleme, o parte, v-am zis, o parte din suprafețe sunt mult mai productive, altele foarte sărace. A intervenit diferența asta între proprietari, unii au pădure foarte bună, unii pădure mai rară sau deloc. Noi urmează să activăm, să reușim să le dăm și celor care nu au suprafață de pădure. Tot în această zonă, în urma unor studii, s-a convenit înființarea unor perdele forestiere de protecție. Probabil că suntem printre puține localități din țară unde s-au înființat perdele forestiere de protecție pe suprafețele proprietate privată. Inițial au fost în jur de 63 de hectare, s-au împădurit undeva la 50 și cred că sunt acum undeva la 46 de hectare de perdele forestiere, undele fiind distruse fie prin pășunat, fie prin intemperiile vremii. Perdelele cred că își pun pe deplin cuvântul, având în vedere zona noastră care este o zonă secetoasă. Au apărut și nemulțumiri din cauza faptului, mai ales acum s-au amplificat aceste nemulțumiri din cauza faptului că cetățenii, proprietarii nu își primesc compensarea pierderii producției agricole, așa cum zice codul silvic. Noi încercăm să le spunem oamenilor că deja au pădurea și nu mai pot să beneficieze de prevederile PNRR, programele care sunt acum, unde li se dau și bani de întreținere și bani pentru compensarea pierderii producției agricole. În timp sperăm să rezolvăm și aceste probleme.
chestia e că viitorul sună bine din punct de vedere al masei lemnoase necesare cetățenilor, mai ales bătrânii, care și așa au foarte puțin bani, pensiile sunt destul de mici, după ce că sunt singuri, sunt bolnavi, nu dispun nici de bani, lemnul o să vină din propria pădure. Ce suprafață de pădure? Suprafața împădurită este 288 de hectare de pădure efectivă, la care se adaugă suprafața de perdele forestiere, dar noi mai avem încă un perimetru de ameliorare de 34 de hectare pe un islas comunal din Balta Potelu. Este, acolo creșterea a fost mult mai rapidă și pădurea arată foarte bine la ora actuală. Chiar zilele trecute am fost cu pădurarul și ne-am uitat cum se prezintă. Curios că acolo s-a prins destul de bine pe dune, pe grindurile de acolo, dudul, care nu credeam că se va prinde.